prin harul Domnului, vrem să observăm împreună din Scripturi care este responsabilitatea părinților pentru mântuirea copiilor. Dacă înțelegem că mântuirea este prioritară și viața veșnică nu se poate compara cu nimic din lumea aceasta, și totodată faptul că copiii noștri, ca toți oamenii, prin însăși natura lor adamică, sunt păcătoși, atunci cu siguranță vom avea preocupări spirituale fundamentale. Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetul 12, că noi toți care provenim din Adam plătim tribut unei naturi corupte, de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Deci noi păcătuim fiindcă suntem păcătoși, dar avem șansa să fim mântuiți cu toată casa. Și aceasta este o dorință naturală pentru fiecare părinte. Expresia aceasta o întâlnim în texte din Faptele Apostolilor și trebuie să ne confere o anumită încredere în Domnul. Știți cum a început mântuirea la neamuri? Prin casa lui Corneliu. Și în Fapte 11, versetul 13, când apostolul se justifică pentru acțiunea sa, el spune, printre altele, că îngerul i-a zis: trimite la Iope și cheamă pe Simon și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Iar în Fapte 16, versetul 31, este scris despre prima misiune în Europa. Pavel și Sila au răspuns temnicerului: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Acesta este un har, dar și o obligație, am putea spune, pentru ca să ne interesăm de mântuirea noastră și a întregii case. De altfel, Dumnezeu a rânduit copiii să se nască în familiile noastre sub autoritatea părintească, pentru ca de aici, pe măsură ce ei cresc, să treacă sub autoritatea lui Dumnezeu și să-și poată prelua viața, cum am analizat și în lecțiile trecute, în responsabilitate proprie. Relația tată-fiu, în plan familial, trebuie să se transforme în relația tată, adică Dumnezeu, și fiu spiritual, cu ocazia nașterii din nou. Când fiul risipitor s-a întors acasă, el și-a dat seama că greșeala lui a fost dublă și a sesizat această dublă relație. Când a zis, scrie în Luca 15 cu versetul 20, cu ocazia alergării tatălui înaintea lui, a căzut pe gromazul lui, tata l-a sărutat mult, dar iată atitudinea fiului, care a înțeles cu întârziere și a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, deci față de cei doi părinți. Și tot în Evanghelie citim din Ioan 1 cuvintele Domnului Iisus, care spunea că fiecare om trebuie să aibă, să ajungă la o relație cu Dumnezeu, pentru că altfel este insuficient. Evreii se lăudau cu o religiozitate moștenită sau aparținătoare la o grupare religioasă, dar asta nu valora mare lucru. Ioan 1 cu 12 și 13, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, adică nu din părinți creștini, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Deci o operă nu doar acceptată, ci realizată de Dumnezeu. Să urmărim împreună câteva principii de educație religioasă pentru a vedea cu ce putem să ajutăm copiii noștri să fie mântuiți, ca să fie născuți din Dumnezeu. Pentru că întâi vine ce-i firesc, asta este clar. 1 Corinteni, capitolul 15, apoi vine ceea ce-i duhovnicesc. Cu ce putem să ajutăm noi, prin care s-au născut în mod natural, pentru ca să fie născuți din nou? În ce privește educația religioasă, asta presupune mai întâi ca noi să avem cunoștințe suficiente și chiar experiențe
pentru ca să putem să ne îndeplinim sarcina de părinți. În Vechiul Testament, cartea Deuteronom, capitolul 6, versete ce le-am mai citat pentru că sunt foarte valoroase, scrie de la versetul 5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta și apoi să le întipărești în mintea copiilor tăi. Deci numai dacă noi iubim pe Domnul și dacă îl cunoaștem, vom avea ce să dăm copiilor noștri. Nimeni nu poate da ce nu are el. Nimeni nu poate învăța pe alții ceea ce el nu a înțeles. Și totodată ceea ce nu-ți place, nu vei învăța cu pasiune. Cât despre experiențe, citesc din Iosua capitolul 4, pentru că și copiii noștri n-au nevoie numai de teorii, de legi, versete, epistole și așa mai departe, ci au nevoie de explicațiile noastre referitor la lucrările lui Dumnezeu, atât din istoria biblică și istoria bisericii, dar ele trebuie să fie completate într-un mod neapărat din istoria vieții noastre, pentru a le arăta o realitate cotidiană a trăirii cu Dumnezeu. Iosua 4, versetele 5 la 7. Iosua le-a zis, treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr, după numărul semințirilor copiilor lui Israel. Pentru că aceasta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru, când vor întreba copiii voștri într-o zi, ce înseamnă pietrele acestea pentru voi? Să le spuneți, apele Iordanului s-au despicat în două înainte chivotul legământului Domnului, când a trecut chivotul Iordanul. Apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel. Deci iată o experiență. Și cred că Domnul ne-a avut în vedere de-a lungul anilor ca să avem ce să spunem copiilor noștri. În privința educației este necesar să alocăm un timp pentru studiu și închinare cu copiii noștri. Nimic nu se poate face fără timp și activitate. În cartea Exodul, la capitolul 10, încă pe când evreii erau în Egipt, Domnul a zis lui Moise, du-te la faraon, căci i-au împietrit inima lui și a slujitorilor lui ca să fac semnele mele în mijlocul lor și ca să istorisești fiului tău și fiului tău cum m-am portat cu egiptenii și ce semne am făcut în mijlocul lor și veți cunoaște că eu sunt Domnul. Și tot de aici citim din capitolul 13 cu ocazia instituirii Paștilor, versetele 8 la 10. Să spui atunci fiului tău. Aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi, pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta, căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Să ții porunca aceasta la vremea hotărâtă din an în an. Și evreii au avut timp rânduit de Dumnezeu în care să se ocupe de cele spirituale. Tot despre vremea aceea citim din Deuteronom capitolul 11 și vă rog să vă gândiți care ar fi vremea cea mai optimă în fiecare familie. După cum aveți orarul, dumneavoastră și copiii, Deuteronom 11 de la versetul 18, puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre să fie care este fruntare între ochii voștri. Deci să fie ceva ce nu poți să eviți, foarte la îndemână, care să te pasioneze. Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, să ne facem timp. Când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Dar asta cere timp. Citiți împreună cu copiii, întrebați asupra celor citite, cereți-le lor să citească, discutați cu ei. Altfel vom fi lipsiți de timpul acela, să fac o comparație, de adunarea manei și de prepararea ei
Dumnezeu își lasă cuvântul din cer ca ploaia și zăpadă, sau cum cădea mana. Dar nu putea fi mâncată așa, direct, bobițe. Și trebuia culeasă, după capacitate, după numărul de persoane, prelucrată. Aceeași idee se desprinde foarte clar și din Noul Testament, unde zice Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, versetul 4, un verset de referință pe această temă. Și voi, părinților, creșteți-vă copiii în mustrarea și învățătura Domnului. Deci să înțelegem că, în primul rând, datoria părinților, nu a învățătorilor și nu a bisericii. Aceste cuvinte nu sunt adresate predicatorilor, prezbiterilor, ci tatălui și mamei. Faceți timp pentru asta. În mod normal, ar trebui să avem mai mult timp ca alții, fiindcă ne este simplificată munca. Ne deplasăm mai repede, avem diferite mașinării în casă. E drept că în vremea noastră, pe lângă tehnologia care, pe de o parte, ne ajută, s-au descoperit și foarte multe activități care ne împovărează. Televizorul, diverse sporturi și alte activități, pentru că mai de mult, când într-o casă mobilierul era foarte rudimentar, o masă, niște paturi sau niște rogojine, o sobă într-o parte sau un cuptor și două haine, una de zi și una de noapte, adică două de zi, dar una era folosită noaptea ca și acoperitoare. Nu era mult de făcut, dar acum, cu o casă mare, cu o curățenie, cu toate, sunt multe de făcut. Deci suntem și avantajați și dezavantajați de societatea, de civilizația în care trăim. Însă toate acestea nu ne scuză pentru cel care, așa cum am spus de la început, își dă seama că mântuirea e prioritară, își face vreme pentru copiii lui ca să se ocupe de ei și să-i învețe. Este important, în timpul cât îi învățăm și discutăm cu ei, să încercăm să-i conștientizăm și chiar să vedem cum lucrează Dumnezeu la a înțelege ei că sunt vinovați și au nevoie de mântuire. Aceasta este starea din care Dumnezeu poate să lucreze cel mai bine, când copilul, în mod normal, la vârsta adolescenței, își dă seama că este pierdut. Iese de sub autoritatea părintelui pe măsură ce anii trec și își dă seama că va trebui să răspundă direct înaintea lui Dumnezeu. Conștiința lui lucrează pe măsura acumulării de cunoștințe, Duhul Sfânt începe să facă iluminarea și atunci el, în mod normal, își caută Salvatorul. Și în aceste condiții, când Dumnezeu pune întâi voința în om și apoi înfăptuirea, începe procesul prelucrării, al nașterii din nou. Am sesizat la mai mulți adolescenți care ajung în această fază, se simt păcătoși. Îi mustră conștiința pentru lucruri mari sau mici. Își caută salvare, mântuire. Unii chiar ajung în stări disperate, în care se văd pierduți. Evident că trăirile vor fi diferite, dar va trebui să comporte acest element al conștientizării stării de păcat, al nevoii de mântuire. Însă până ajung copiii în această stare, noi trebuie să îi ferim cumva de rău, să îi învățăm să stăpânească firea, pentru ca procesul mântuirii lor să fie unul mai ușor, pentru că nu la fel va fi nașterea din nou într-un copil care a trăit în păcat, a gustat din lumea aceasta și altul care a avut doar înclinații păcătoase, că fiecare le are de la natura adamică, dar s-a reținut și s-a păzit de rău. E mult mai ușor în cazul celui de-al doilea. Oricum, este foarte important ca împreună cu copiii să căutăm pe Domnul sau chiar să le spunem și experiența mântuirii noastre. În Genesa, capitolul 4, versetul 26, scrie despre vremea lui Set și a familiei lui că atunci au început oamenii să cheme numele Domnului, să fie doritori de Dumnezeu, conștienți de mântuire.
Dar un text pe larg îl avem în Psalmul 78, unde este surprins în mod categoric responsabilitatea noastră pentru mântuirea lor. Versetele 5 la 7. Domnul a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii. Deci să nu așteptăm copiii noștri să învețe singuri. Puțini vor fi autodidacți în cele sfinte. Trebuie să le slujim drept mentori. Ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor. Deci un alt aspect al educării copiilor este ca învățătura să meargă și în generația următoare. Dar cât pentru ei, zice versetul 7, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, deci să ajungă să aibă o relație cu Dumnezeu, să creadă în mod statornic și să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Deci iată că educația noastră îi ajută mult pe copii ca ei să dobândească o încredere în Domnul. Pentru că așa cum aminteam, Domnul vrea să fie mântuită toată casa. Amintiți-vă de ziua în care Domnul a intrat în casa lui Zacheu și a zis următoarele cuvinte: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avram. De ce n-a zis astăzi a fost mântuit Zacheu? Fiindcă Zacheu odată mântuit, intra mântuirea la toată casa, că el se lupta de acum și pentru mântuirea celorlalți. Scrie în versetul următor: pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Preocuparea noastră pentru cele sfinte va favoriza enorm mântuirea copiilor. Dar aici un punct important este exemplu personal. În diferite texte din Vechiul Testament, în mod special în Deuteronom, este scris ca evreul mai întâi el să iubească pe Domnul. Am citat din Deuteronom 6, la fel scrie și în 4 cu 9, el să slujească Domnului și copilul va fi ajutat prin însăși religiozitatea și spiritualitatea tatălui său. Aici, ca și exemple personale, aș vrea să-i luăm pe patriarhi, când viața religioasă se desfășura la nivel de familie. În vremea lui Avram, Isaac și Iacob nu erau adunări. Toată mântuirea era în sarcina părinților. Avram a fost un bun exemplu pentru copiii săi. Este scris despre momentele lui de închinare, despre momentul acela special când l-a luat și pe Isaac, ducându-l pe munte să-l sacrifice pentru că Dumnezeu a vrut să prezinte un cadru simbolic al jertfirii fiului său. Și iată ce frumos s-a păstrat credința de la Avram, la Isaac și la Iacov prin practica la nivelul familiei. Și pe rând, Dumnezeu s-a numit mai întâi Dumnezeul lui Avram. Apoi, în vremea lui Isaac, îi se spune Dumnezeul tatălui tău devenise și Dumnezeul lui Isaac. Și apoi, și pentru toată posteritatea, Dumnezeu a rămas Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, pentru că toți trei au fost ca niște păstori sufletești în casa lor. Au avut și ei activități economice, s-au preocupat, au avut avere, dar și-au făcut timp și au fost niște exemple pentru copiii care au vrut să îi urmeze și să slujească Domnului. Vreau să citesc însă din Noul Testament, aici din 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 14, pentru a arăta că o familie creștină, când tata și mama este pocăit, copilul are un cec în alb, depinde ce va scrie în el, dar îl are. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta credincioasă este sfințită prin fratele. Alminterea copiii voștri ar fi necurați, adică ar avea un mediu vicios, pe când acum sunt sfinți. Deci ei au o șansă majoră să fie mântuiți. Ei nu sunt mântuiți din oficiu, să nu înțelegem greșit. Dacă tata este pocăit, copilul poate să stea liniștit că până la maturitate mântuirea lui este asigurată. Nu asta spune aici.
Pentru că este scris că și fratele e sfințit prin sora. Ce înseamnă asta? Că e mântuit bărbatul dacă numai nevasta e pocăită? Nici de cum. Aici este scris că și partenerul necredincios și copiii au harul punerii deoparte, trăind într-un mediu sfânt în care cineva învață și mijlocește pentru ei ca să fie mântuiți. Pentru ca să fim un exemplu personal prin care copiii să fie ajutați la mântuire, este necesar să fim evlavioși. Să vorbim cu iubire și cu reverență despre Dumnezeu. Evreii, în ideea aceasta, se și fereau să-i pronunțe numele. Dar nu cred că asta înseamnă reverența cine o cere Domnul. Să-i spunem Tată, să-i spunem Dumnezeu sau să folosim alte titluri ale sale, dar cu mult respect. Ei vor vedea din Biblia în care învățăm noi ce reținem, noi cât o prețuim. În Psalmul 119, versetul 97, este un verset care, dacă se va potrivi părinților, vor avea mare avantaj. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Dar dacă în discuțiile din familie noi nu vorbim despre Dumnezeu, decât atunci când spunem, gata copii, hai, citim din Biblie. Și în rest, vorba fratelui Simeonuc a rămas legendară de acum. Iar începură-s cu Evanghelia fără capitole. Dacă Biblia n-are pentru noi o relevanță ca și carte de referință, dacă Dumnezeu nu este ca și unul care locuiește în casă și despre care vorbim frecvent și îi pomenim numele cu cinste, atunci toată educația noastră va fi ca un fel de oră de religie sau de dirigenție pe care de la un moment dat îi va obosi pe copiii noștri. Se cere să fim creștini, așa este tematica noastră, părinții creștini. Uneori mai degrabă suntem avocați și încercăm să vedem, să speculăm care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le trece cu vederea. Ca să ni le permitem și noi și atunci și copiii vor negocia, poate mai puternic decât noi, în ce fel se pot abate de la rânduielile sfinte. Nu este indicat să spunem doar la sfârșit, cum a făcut greșeala Solomon, scrie în Eclesiastul 12, cu 13 și 14, ascult, dar încheie tuturor învățăturilor, teme-te Dumnezeu și păzește poruncii Lui, căci așa este datoria oricărui om. Și până atunci ce a făcut Solomon? Banchete, distracții, ce-a înțeles fiul lui? Cartea proverbelor sau viața lui de la curte? Evident. Proverbele au rămas în Biblie și în viața fiului Solomon a rămas pasiunea tatălui lor. De aceea Roboam, când a ajuns pe tron, a zis, eu voi fi mai grozav ca tata. Numai că nu i-au mers lucrurile chiar așa. Solomon avusese o făgăduință din pricina tatălui său David. Este important copiii noștri să vadă seriozitate și pocăință în noi. În Coloseni, capitolul 3, versetele 23 la 25, este un cuvânt care poate fi luat pentru viața de familie. Orice faceți, pentru că acolo se desfășoară viața, acasă și copiii o văd, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că îți veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului. Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Cunoașteți cazul acela când un tată, țăran fiind, s-a dus cu copiii să fure un car de fân sau de lucernă și copiii au spus, tată, dar la școală nu-i voie să furăm, dar pe câmp îi voie, da? Copiii vor face imediat comparațiile, vor aplica relațiile ce se impun din teorema ce noi o prezentăm în fața lor. Să nu uităm că nu-i vorba doar de ceea ce învață copiii noștri, vorba în fond de mântuirea noastră. Ceea ce vor vedea copiii în casa noastră va fi foarte marcant pentru copiii noștri. Și ca practici, pentru a ajuta în mântuire, este important
ca acasă, dar să nu uităm că nu numai acasă e viața copiilor noștri, va fi un efect combinat acasă, biserică, școală sau societate. Dacă acasă am scris un punct favorabil pentru mântuire, dacă la biserică se marchează un al doilea punct în fișa mântuirii, atunci chiar dacă efectul școlii și al civilizației va fi unul negativ, influența bună va fi majoritară. Dar dacă numai la biserică este bine și acasă și în societate rău, sau invers, acasă numai bine și participăm la o biserică slabă, lucrurile nu sunt bune. Deci trebuie să fie două puncte de sprijin. Este important ca familie, pentru că viața se desfășoară într-un ritm, după un orar, să practicăm obiceiuri sfinte. De exemplu, de a ne ruga dimineața, de a citi în fiecare zi din Biblie, de a frecventa adunarea, de a nu lipsi de la cina Domnului, de a vizita bolnavi, de a ne mărturisi din când în când. Pentru că vrând, nevrând, chiar dacă nu iubim tradiția, la urmă urme fiecare din noi trăiește într-un anumit regim care se repetă într-un orar. Așa este și natura și zilele. Și este important pentru copiii noștri ce orar și ce activități li se imprimă. În cartea Exod, la capitolul 12, cu ocazia instituirii Paștelor în Egipt, s-a scris, citesc de la versetul 24, să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care o v-a dat Domnul după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Obiceiurile sfinte sunt importante. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să-l și putem explica, să nu fie un nonsens. Copiii, așa se face. De ce? Și să răspundeți, explicația, este jertfa de Paște în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Deci e ceva legat de familie. Și atunci, la prima execuție, poporul a plecat și s-a închinat până la pământ și au făcut cum le poruncise Domnul prin Moise. Aici mai adaug un caz din cartea a doua lui Samuel, capitolul 6, și vă amintesc contextul. Chivotul Domnului fusese înstrăinat de cort din vremea fiilor lui Eli, de când fusese luat de filisteni, dar Domnul l-a dusese înapoi. David a vrut să îl ducă mai aproape de reședința sa, dar pe drum, nerespectând cuvântul Domnului, a fost lovit Uza și a murit. Și scrie de la versetul 11 că după ce au dus chivotul în casa lui Obed-Edom din Gat, chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed-Edom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obed-Edom și toată casa lui. De ce? Fiindcă la chivotul prezent acolo trebuia să se efectueze un ritual. Și acele practici au favorizat viața spirituală a familiei și chiar au binecuvântat-o din punct de vedere material. Scrie în versetul 12, au venit și au spus împăratului David, Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom și tot ce avea, din pricina chivotului Dumnezeu. Atunci David s-a hotărât să îl aducă la Ierusalim. Într-o vreme anterioară, citesc din 1 Samuel capitolul 7, chivotul fusese în Kiriat Iarim, versetul 1. L-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Deci, un loc sacru în familie va favoriza spiritualitatea copiilor noștri. Atenție! După cum s-a scris că în templu n-are voie să intre Moabitul, Amonitul, egiptenii aveau voie la după câteva neamuri, nu este voie să intre oricine în casa noastră. Trebuie să rămână familia un loc sfânt. Acum mă refer în primul rând la familiile
credincioase în întregime. În rest, facem ceea ce se poate. În Epistola a doua lui Ioan, versetul 10, este scris să nu spunem binevenit oricui, pentru că ne vom face partași faptelor lui rele. Și cei mai predispuși sunt copiii. Copiii sunt foarte atenți la musafiri și pot să copieze anumite practici sau idei vinovate. Iar Apostolul Pavel spunea, 1 Corinteni 15:33, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Prezența unei familii care nu are o notă bună de spiritualitate în casa noastră poate implica o vizită reciprocă sau cel puțin va avea ca efect împrietenirea copiilor noștri cu cei din familia aceea. Vor fi afectați și în timp se pot și căsători cu copiii unei familii a cărei prietenie noi am acceptat-o. Să fim așadar atenți cine intră în casa noastră. Dacă putem să ajutăm pe cineva, este bine, dar dacă vedem că apar efecte negative și persoana care vine la noi se ocupă cu nimicuri, clevetel sau este interesat numai de lucruri lumești și ne răpește timpul pentru cele sfinte, atunci trebuie să fim categorici și chiar să provocăm o asemenea persoană la rugăciune, la citirea Bibliei. Și vom vedea că cine acceptă mai vine la noi, iar cine nu, cere scuze și pleacă. Căci dacă nu, unii pleacă greu. Și degeaba mutăm noi de pe un picior pe altul și ne ispitim că uite, ne încurcă, dacă nu știm ceea ce avem de făcut. Dacă vom răspunde fără înțelepciune, doar nu era să-i scot din casă. Nu trebuie să-i scoți din casă. Tocmai fiindcă ți-au intrat în casă, introdui într-un orar sfânt. Și dacă nu le place la adunare, o să plece singuri. Noi de la adunare nu dăm oameni afară, dar nici nu îi lăsăm pe ei să ne facă ei orar în adunare. Nici la adunare și nici acasă. Apropo de adunare, aici avem îndatoriri comune să ne ocupăm de copiii noștri. Adunarea trebuie să ajute familia. De aceea avem învățători, oameni de ordine și oricare dintre noi poate să dea o mână de ajutor și să sfătuiască pe un copil, un băiat, o fată, a unei familii, să o facă cu toată inima. Dar este foarte important să ne aducem copiii la adunare. Dacă vrei să-ți cunoască copiii pe Domnul, adu-i la Domnul, adu-i în casa Domnului. În Evrei 10:25 este scris și asta e valabil și pentru copii și vă voi cita câteva versete ca să vedem că prezența la adunare a noastră împreună cu copiii este vitală. Evrei 10:25, să nu părăsim adunarea noastră cum a unui obicei și să ne îndemnăm unii pe alții cu cât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Dar iată câteva citate foarte categorice din Vechiul Testament care ne îndeamnă să fim preocupați de casa Domnului. Este o referință cu mare însemnătate în Exod 34. Citesc de la versetul 21 la 24. 6 zile să lucrezi, iar în ziua 7-a să te odihnești ca să te odihnești chiar și în vremea aratului și zeceratului. Să ții sărbătoarea săptămânilor și din tine roade în secerișul grâului și sărbătoarea strângerii roade la sfârșitul anului. De 3 ori pe an toți cei de parte vor bătească să înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Și stăteau așa cu zilele la acele sărbători, plus luni noi, sabate și puteți face un calcul să vedeți la cât se însuma timpul pentru cele spirituale în Israel. Și acum ascultați. Căci voi zgoni neamurile dinaintea ta și îți voi întinde hotarele și nimeni nu-ți va pofti țara în timpul când te vei sui de 3 ori pe an să te înfățișezi înaintea Domnului Dumnezeului tău. Deci când nu lipsești de la adunare, ți-i sigure hotarele. E foarte important. Prezența la adunare, aș spune că îl obligă, îl determină pe Dumnezeu să lucreze în favoarea ta. Știți că Dumnezeu, în ziua precedentă celei de sabat, dădea o porție dublă.
ca să ne îndemne să participăm într-un mod degajat și cu toată inima la orarul sfânt. Tot legat de cele sfinte și cele materiale, putem citi în cartea Hagai, la capitolul 1, unde este scris despre evreii întorși din robia babiloniană, care erau tare preocupați să-și facă locuințe, erau sărași, întorseseră înapoi, era o vreme grea. Și Domnul vine prin profet și îi mustră, așa cum vă citesc din capitolul 1, de la versetul 2. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Deci iată că trebuie nu doar să fim prezenți la casa Domnului, ci și să ne implicăm. De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit vremea să locuiți în case cătușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu de seamă la căile voastre. Semănați mult, strângeți puțin, mâncați, tot nu vă săturați, deci cu alte cuvinte, n-aveau împlinire în viața de familie, nici binecuvântare. De ce? Pentru că se gândeau numai la casa lor și am spune la copiilor că doar pentru cine făceau case. Dar nu se gândeau la nevoile spirituale ale vieților, pentru că știți ce scrie în Psalmul 50? A zis Dumnezeu, de ce mie îmi trebuie taur? Mele sunt tot cele păduri, templul nu-i pentru Domnul, e pentru partea noastră spirituală. E câștigul sau respectiv pierderea noastră. De aceea este indicat să venim la adunare și să slujim, să ne dăruim Domnului împreună cu copiii noștri. Este foarte frumoasă imaginea aceea din 1 Cronici 25, când o parte din leviți cântau împreună cu copiii lor. Când la cor sau în adunare, dacă nu suntem toți buni să fim coriști, să cânte și părinții și copiii, să meargă în misiune și unii și alții, să se implice în diverse activități de ordin material sau fiecare după cum este darul din partea Domnului. În Filipeni 2:22 este scris despre Pavel și Timotei că au avut o activitate foarte bogată, deși făceau parte din două generații și de aceea apostolul face următoarea comparație. Știți râvna lui încercată cum ca un copil cu tatăl lui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Mi-amintesc și de Zebedei și cei doi fii ai săi care aveau împreună aceeași activitate, pescuiau. Este frumos când putem împreună cu copiii să ne dăruim și să slujim Domnului. Minunat ar fi să mai putem atrage și alți copii. De exemplu, sunt învățători din biserica noastră ce au stat 2-3 săptămâni prin Oltenia. Am trecut și o săptămână trecută pe acolo și într-o localitate îmi spuneau frații, au adunat 60 ceva de copii, aceștia merg acasă, spun părinților. Pentru că întâlnirile sfinte cu toată adunarea, cu copiii, sunt foarte importante. Acestea suplimentează educația de acasă. Și dacă și adunarea e bună, copiii noștri au toate șansele să se mântuiască la vreme. De aceea a zis Moise către Faraon, noi trebuie să ieșim cu copiii noștri, cu tot ce avem în pustie și să aducem jertfe Domnului. Iar în Iosua, capitolul 8, versetul 35, este scris că atunci când au intrat în țara promisă, n-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise pe care să nu-l fi citit Iosua în fața întregii adunări a lui Israel, în fața femeilor, copiilor și străinilor care mergeau în mijlocul lor. Deci și femeile și copiii și prietenii, echivalentul străinilor de aici, să vină aici și să audă legea Domnului. Copiii vor fi întăriți când vede că nu numai tata și mama, și frații de la adunare, și copiii din altă familie, toți merg în aceeași direcție. Este un aport majoritar, îi încurajăm și îi sprijinim. Nu știu exact câți din copiii dumneavoastră postesc când avem acele zile pline, când stăm toată duminica în casa Domnului, dar iată o imagine din 1 Cronici, capitolul, din 2 Cronici, capitolul 20, cu ocazia postului anunțat de Iosafat, scrie aici la versetul 13, tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii
nevestele și fiii lor. Înseamnă că și copiii mici erau acolo. La o zi de post. Nu știu cât au înțeles copiii, dar cu siguranță le-a rămas în memorie cum Dumnezeu a vorbit prin proroci, cum i-a fugărit pe dușman și a fost o mare biruință. Mai târziu, după întoarcerea din robie, scrie în Nemia, capitolul 8, că din nou și copiii erau în adunare. Versetele 2 și 3, și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării al cătuiei din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Și după tradiția evrească, de la 5 ani, copiii erau educați în colectivitate. E drept că până atunci trebuie o raportare mai directă care revine părinților, dar deja de la vârsta aceasta pot să priceapă și ei mult din cele de la adunare. Hai să vă dau un exemplu din Fapte 21, ca să vedeți cum și copiii se asociază cu părinții. În copilăria mea nu am avut adunare la noi în comună. Mergeam 12 kilometri, uneori mergeam peste deal și plecarea era la ora 5 dimineața. Dar mi-amintesc că mergeam cu drag sau când veneau frații la noi, fiindcă noi eram de mult întors la Domnul, încercam să nu dorm cât de mult puteam, să particip și eu la părtășiile lor, să-i ascult, să învăț cântări împreună cu ei. Așa a fost de la început în biserică, scrie în Fapte 21, versetul 5, că și cu ocazia trecerii apostolului Pavel în drumul său spre Ierusalim, când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Și credeți că au spus femeile copiilor, hai, veniți și voi cu noi, neapărat, i-au forțat așa, forțându-i cândul de mână? Nu. Copiii au fost prinși în acest anturaj și cred că se uitau la apostolul Pavel și au mers, probabil au făcut și ei semn cu mâna până s-au pierdut în zare. Noi poate am vrea să se pochească copiii și să se predea Domnului la prima adunare. La primele seri de evanghelizare să-i vedem dați Domnului trup și suflet și când a fi stăruință să-i facă Domnul și vase de cinste în casa lui, numai că acest proces durează și procesul creșterii fizice durează și cel spiritual uneori este întârziat. Am citit despre un copil al străzii pe care un frate pasionat de copii l-a adus la adunare și l-a zis, dar nu stau. Și ca să-l determine să stea, a cumpărat un costum de haine. Și a mai venit băiatul odată și n-a mai venit. Și hainele s-au învechit și, întrucât acel frate era sărac, a vorbit cu un altul care avea, pare mi se, un magazin sau era mai bogat. Auzi, mai dăm niște haine și-i dau la băiatul ăsta. Mai încercăm odată. Încercarea iarăși n-a durat decât atât cât cea din tâi. A insistat a treia oară. Și cel cu hainele a zis, și eu nu mai strâng hainele pe derbedei. Și fratele cu pasiune a zis, te rog frumos, numai de data asta. Și de aceea a treia oară a rămas. Și din acel copil a crescut un misionar care a tradus Biblia în limba chineză. Nu știm, zice înțelept un eclesiastu, aruncă-ți pâinea. Seamănă sămânța că nu știi aceasta sau aceea. Nu cunoaștem noi planul lui Dumnezeu. Noi avem datorie să vestim Evanghelia la orice făptură. Și în expresia orice făptură, cu siguranță, intră și copiii noștri. Iar când scrie să începem din Ierusalim, Ierusalimul nostru nu poate fi decât familia mai întâi și mai întâi. Am întrebat pe soția unui frate slujitor care a avut și un serviciu în cât era foarte mult timp plecat, a fost șofer pe tir, cum a reușit să-și crească copiii, i-am văzut implicați, toți au fost credincioși. Și ea, nepregătită pentru întrebare, a zis, frate, ce-mi vine în gând e că am pus mare preț pe adunare și pe părtășia frățească. Chiar dacă soțul n-a fost acasă, eu mi-am luat copiii și m-am dus la adunare și nu numai că am fost prezenți, le-am explicat copiilor că părtășia frățească este ceva important, acolo sunt frații, acolo ne pregătim pentru cer și ei au crescut
cu atracție față de locul adunării și față de frățietate. Vreau să menționez în încheiere că nașterea din nou este lucrarea Duhului Sfânt, dar părinții o pot favoriza prin statutul lor, prin exemplu personal, cum am spus, și prin atragerea copiilor într-o relație vie cu Domnul. Și preferință 2 Timotei, capitolul 3, versetele 14 la 17. Tu să rămâi lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat că știi de la cine le-ai învățat, adică el a văzut exemplele. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința Hristos Iisus. Toată Scriptura este suflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să muste, să îndrepte, să dea înțelepciune, prihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Deci, în aceste condiții, copiii noștri pot să fie mântuiți și chiar să fie formați pentru vreo lucrare ce are Domnul pentru viața lor. Să nu uităm, copiii pot fi mântuiți la vârste foarte fragede. Au fost copii care au fost născuți din nou la 8 ani, la 9, la 12 și așa mai departe. Cineva s-a întors într-o lucrare de evangelizare și a dat un raport. În lucrarea aceasta, prin harul Domnului, au fost mântuiți 3 oameni și jumătate. Și cineva a interpretat astfel, 3 maturi și un copil? Și respectiv a spus, nu, 3 copii și un om de 40 de ani la jumătate de viață. Copiii au viața întreagă. Convertirea unui bătrân e un har, dar el nu mai poate fi implicat în slujire decât într-o măsură foarte mică, adică potrivit cu ceea ce îi rămâne. Aici v-aș da ca exemplu pe Samuel. 2 părinți care și-au dorit ceva pentru el, 2 părinți ce n-au lipsit de la biserică, deși aveau probleme. Și cineva o necăjea tocmai când mergea la adunare pe Ana. Ea nu s-a lăsat. Plângea acolo înaintea Domnului și a spus, Doamne, vreau un copil pentru casa ta. El slujea Domnului înaintea lui Eli și din fericire nu s-a luat după Hofni și Fineas. Și din copilărie Domnul l-a chemat. Și apoi scrie în continuare acolo în 1 Samuel capitolul 3, Domnul nu înceta să se arate, l-a crescut încet, încet și iată că și cu cât preluat mai repede, cu cât mai puțin întinat de lume, cu atât mai bine. Doamne, îndură-te de noi și de copiii noștri. Amin.